Bună ziua! Sunt foarte bucuroasă să mă întorc acasă, pentru că, dincolo de povestea cu New York, pe mine mă leagă și o poveste foarte frumoasă de Târgu Mureș. Acest oraș reprezintă pentru mine acasă, sau prima casă, pentru că exact acum 10 ani, cam prin septembrie, pe vremea asta, îmi făceam bagajele și mă mutam aici. Și pot spune că aceea a fost prima decizie pentru o schimbare pe care am făcut-o. Și deși atunci aveam doar 15 ani și astăzi sunt în fața voastră să vă vorbesc despre schimbare, poate prima întrebare care vă vine în minte este, nu e cam tânără domnișoara să vorbească despre asta? Sper că la finalul prezentării nu o să mai aveți gândul acesta sau să aveți un răspuns negativ. E foarte frumos să fiu acasă. O spun din nou, sunt emoționată. Atunci când mă gândesc la ce a însemnat pentru mine ultimii 10 ani, e o poveste frumoasă care mi se prezintă în față. Povestea unei domnișoare, povestea unei fete care, deși venea dintr-o familie destul de simplă, a visat. Și a visat foarte mult. Primele visuri sau primele gânduri care mi le-am făcut în minte au fost ca pe când aveam, nu știu, 5-6 ani și am început să citesc mai repede decât toți ceilalți copii de vârsta mea. Apoi am început să învăț singură limbi străine. Eu lucrez în prezent ca și ghid de turism. Și din 4 limbi străine pe care le vorbesc, 3 le-am învățat singură, tocmai pentru că am fost foarte pasionată și a călătorit a fost tot timpul ceva ce mi-am dorit foarte tare, fie că era doar printr-o carte sau era prin intermediul unei limbi străine pe care o învățam. Atunci când am hotărât să fac această primă mutare fizică și nu doar, și să vin la Târgu Mureș, veneam ca să fiu aici la liceu. Distanța era destul de mică, dar pentru mine însemna foarte, foarte mult. Și dacă mă uit în urmă, personalitatea pe care o am astăzi și ceea ce am construit sau tot ceea ce m-a influențat în bine și poate câteodată mai puțin bine, în ultimii ani a pornit cumva de aici și de aceea Târgu Mureș pentru mine este acasă. După 4 ani de stat aici, am plecat la București pentru facultate și de apoi am început să visez tot mai mult și mai mult și mai mult. Mi-am dorit foarte mult să ajung la New York, încă de când mă uitam la singura casă și cred că mulți din sală puteți să mă înțelegeți. Și înainte de cumva pune rău în față și am gândit de ce vreau să merg acolo, deși nu am posibilități financiare, pentru că o călătorie acolo, dacă luăm strict așa, nu e ceva foarte accesibil. Nici în ziua de astăzi sau nici în ziua de astăzi nu este accesibil. Eu pur și simplu mi-am dorit și cam asta am făcut tot timpul. Mă opresc în ținim poveste, ca să fac ușoară introducerea cine sunt eu. Raluca Mureșa mă numesc, deja asta ați aflat. Sunt ghid local în New York City, deși nu am cetățenie americană, nu sunt nici măcar născută acolo sau măcar crescută, însă am îndrăznit să fac ceva mai mult. Și tot ceva mai mult am îndrăznit să fac și în țara acum 2 ani, pentru că sunt inițiatoarea proiectului Trip to Romania, un proiect care a fost numit de către Business Magazine acum câteva luni, unul dintre cele mai promițătoare startup-uri din ultima vreme și sper că nu s-au înșelat. Este un proiect care oferă servicii turistice personalizate turiștilor străini care vin în România. După multe plimbări prin lume, după experiență pe un an și ceva în New York, apoi după o cursă de studii în Spania, am zis că locul meu e acasă și că vreau să vin și să fac ceva aici. Și până acum eu zic că aici și destul de bine, pentru că se împlinesc deja 2 ani de când am făcut asta. Pe lângă Trip Romania mai am și un videoblog, pentru că o altă pasiune de-a mea este tot ceea ce înseamnă comunicare și jurnalist. Pe acest videoblog călătoresc tot așa prin diferite părți ale lumii și încerc să relatez cum știu mai bine prin imagini, voce, câteodată și muzică, într-un fel cât mai bun. Cam asta ar fi o scurtă prezentare. Ceea ce vreau să transmit astăzi e foarte simplu. Cum am construit schimbarea și
privind în urmă, poate chiar și la săptămâna trecută sau anul trecut sau ultimii 7-10 ani, îmi dau seama că fiecare persoană cu care am intrat în contact a contribuit foarte mult la mine. Și fiecare zi pe care pur și simplu prin care am trecut a fost încă o cărămidă pe care am pus-o la o construcție pe care eu și poate veți fi de acord cu mine, o facem zi de zi. Atunci când venim pe lume, părinții sunt cei care trebuie să se ocupe de fundație, iar apoi, ușor, ușor, toată această sarcină ne revine nouă și fiecare lucru pe care îl facem, că e bun, că e o greșeală din care trebuie să învățăm, contribuie la această construcție pe care o facem. Am avut o bază foarte simplă, dar foarte importantă. Am avut niște părinți simpli, dar care, avându-mă la câteva săptămâni după Revoluție, au considerat că cel mai important dar pe care mi-l pot oferi este libertatea de a alege ce vreau să fac. Sau poate ei nu s-au gândit la asta, pur și simplu asta este percepția mea și până la urmă, cum vedem noi lucrurile, este și ceea ce ne face să ne percepem realitatea și să ne construim. De la mama mea, de exemplu, am învățat să fiu puternică, am învățat să fiu onestă și am mai avut încă o mătușă care a ținut loc de bunică, dar de la care am învățat că trebuie ca bunătatea, simplitatea și compasiunea față de ceilalți să primeze în orice situație. Ambițioasă și determinată e ceva ce am primit sau ceva ce am învățat să fiu de la tatăl meu, însă el, din păcate, s-a cam pierdut pe drum. Aș zice că mi-a predat ștafeta și apoi a rămas undeva în spate, dar am încredere că la un moment dat drumul nostru se va reîntâlni și atunci vom face din nou schimb de ștafetă și va învăța și el ceva de la mine. N-aș avea explicație în a spune de ce mi-am dorit ceva mai mult tot timpul. Eu am fost copilul curios care poate la 10 ani se uita la știri economice și politice. V-am spus că l-am învățat limbi străine, am citit, mi-am dorit tot mai mult și mai mult și mai mult. Am venit la Târgu Mureș, de aici am plecat la București, am intrat printre primele la facultate și toată familia a fost foarte mândră și am început să lucrez. Și deși aveam un job foarte bun la începutul facultății, lucram în Radio România, un job la care mulți studenți sau absolvenți de jurnalist visau, eu am vrut și mai mult și mai mult și mai mult. Am început să lucrez în turism, iar ușor, ușor, intrând în legătură cu foarte mulți străini, am dorit ca și eu să învăț, la rândul meu, prin experiențe, să fac alegeri mai bune sau pur și simplu să mă dezvolt mai frumos ca un om. Așa că am găsit metode prin care să plec în New York, am plecat cu un contract Work and Travel, cred că sunteți familiarizați cu toții care sunt aceste contracte, am fost cheltuită pentru 4 luni, însă, odată ce m-am liniștit cu plimbări și vizitări, am avut norocul să găsesc un job chiar lângă New York City. Eram foarte aproape, făceam 45 de minute până în Manhattan. Am vizitat tot ce am vizitat, am citit și apoi am zis ok, dar eu am prea mult timp la dispoziție. Și am început să fac cursuri de ghid turistic acolo. Îmi doream foarte tare asta. Acela a fost visul cel mic pe care l-am avut în acel moment. Și de obicei nu m-am gândit la altceva decât la cum să fac acea dorință să se împlinească. Și de obicei asta am făcut cu fiecare lucru mai important sau poate chiar mai puțin important din fiecare zi. Mi-am luat licența de ghid turistic acolo, am început să lucrez ca și ghid pentru toți străinii, așa că, deși aveam poate 2 sau 3 luni, reușisem să parcurg toată informația, fie că era vorba de istorie sau fie că era vorba de orice alte date de cinematografie sau serial sau aceste curiozități pe care le-au turiștii de obicei, am îndeplinit încă un vis, puțin bun. Dar intrând în contact cu foarte mulți străini, în special americani, pe care dacă le spuneam că sunt din România, în cel mai bun caz, mă întrebau dacă fac gimnastică. Câteodată am mai spus că da, deși nu ne-am făcut-o. Mi-am dat seama că lumea fie nu știe, fie au o percepție câteodată nu foarte corectă a țării din care vin. Iar eu simțeam că am foarte mult de oferit. Așa că m-am întors în țară și
Și am spus că asta vreau să fac în continuare. Am început proiectul, am început să intru în legătură cu fel de fel de fie agenții, fie site-uri de socializare online pentru călători, pentru oameni de afaceri care călătoresc și ușor, ușor am construit business-ul care mi-a adus foarte multe satisfacții, în special în ultimii 2 ani de când am început. Și dacă ar fi să spun ceva despre mine, e că sunt foarte norocoasă că am trecut prin toate experiențele prin care am trecut în cei 25 de ani, că aceasta e vârsta pe care o am. Că au fost bune, că au fost rele, mă bucur că am trecut prin ele. Schimbarea, din punctul meu de vedere, începe noi. Și fie că vrem să acceptăm, fie că nu, ea e ceva ce se întâmplă în fiecare zi. La sfârșitul acestui discurs, voi fi altă persoană față de cea care intră cu foarte mari emoții aici pe scenă. Și la fel, mâine voi fi altfel și altfel. Important în toată această călătorie noastră sau în construcția pe care o avem de a face, de a realiza în fiecare zi cât suntem aici, este să ne gândim la sfârșitul zilei sau la sfârșitul construcției sau oricând alegeți să o faceți, ce am făcut bine, ce am învățat, cine a fost persoana care ar trebui să-i mulțumesc cel mai mult astăzi. Și deși exemplele nu ar fi cele mai potrivite sau cele mai pozitive de fiecare dată, toate acele lucruri ne fac să ne schimbăm și ne fac să evoluăm, ne fac să creștem și cel mai bine este să le acceptăm, să spunem un mulțumesc undeva în sufletul nostru și să folosim pentru a da mai departe și celorlalți din ceea ce am făcut. Eu mă consider, cum am spus, un om norocos, un om fericit. Mi-am creat, practic, un job care mi oferă foarte multe satisfacții, un job din care pot să fac ceva ce îmi place foarte mult. Și aceasta este să-mi prezint țara așa cum e, cu bune, cu lucruri, cu câteva lipsuri. E și o provocare de fiecare dată să fac asta, însă sunt foarte bucuroasă că pot să fac. Satisfacția unor turiști, la sfârșitul turului sau la sfârșitul zilei, când îmi spun, dar aveam cu tot o altă impresie despre țara asta, sau aveam altă părere, sau aveam așteptări, sau nu l-aveam, oricum ar fi fost. Mă fac să fiu foarte, foarte mândră de ceea ce am realizat, deși poate sunt foarte, foarte obosită. Lucrul ăsta pot să-l fac și în New York, dar parcă acasă e mai frumos și e mai bine. Ca să închei un motto pe care eu l-am și care îmi place foarte mult, vine de la Anne Frank și spune: my personality, my habits, my actions are the combination of the books I chose to read, the people I chose to listen to, and the ideas I chose to tolerate in my mind. Eu asta am făcut, asta vă recomand să faceți. Și fiecare lucru nou sau fiecare, pur și simplu fiecare zi prin care treceți și la sfârșitul căreia sunteți mulțumiți de ceva, să fie un pas pentru o schimbare pe care o faceți pentru voi, dar în același timp pentru cei din jur. Ce am învățat în acești puțini ani pe care i-am este că trebuie să fii fericit pentru că așa ești construit ca om, trebuie să îți iubești țara, în primul rând, la fel de mult cum îți iubești jumătatea sau cum îți iubești familia. Și trebuie ca fiecare lucru pe care îl faci să fii conștient că ți se va întoarce. Și de cele mai multe ori se întoarce în zeci, cum se spune. Vă mulțumesc mult!